Nu testa mai mult de 3 parfumuri în același timp. Abia peste 24 de ore încearcă următoarele. Lasă aromele pe piele cel puțin 4 ore pentru a se deschide notele de mijloc și de bază. În plus, vei vedea dacă și la final de zi îți place și dacă nu provoacă migrene. Fă o inventariere a parfumurilor pe care le ai în colecție, a notelor comune. Astfel vei înțelege spre ce categorie să te orientezi când cauți o aromă nouă. Pentru a prelungi rezistența unui parfum pe piele, aplică-l în punctele calde de pe corp, la încheieturi, pe gât, în zona decolteului, în spatele genunchilor și pe glezne. Dacă parfumul se evaporă prea repede, combină-l cu puțină cremă hidratantă și aplică pe tot corpul. Nu freca mâinile după aplicarea parfumului, pentru că îi strici structura. Parfumul trebuie păstrat în loc uscat, nici de cum în baie. Evitați și expunerea la temperaturi foarte ridicate. Valabilitatea unui parfum este de până la 5 ani. Chiar dacă culoarea lichidului se schimbă, parfumul rămâne eficient. Din varietatea din comerț puteți alege dintre parfum, apă de toaletă sau apă de colonie. Parfumul este cel mai scump și cel mai bogat în uleiuri, dar cel mai folosit tip de produs și datorită prețului este apa de toaletă, care rezistă mai multe ore. Apropo, cafeaua este folosită pentru a atenua parfumurile anterioare. Totuși, unii specialiști spun că e suficient să miroși propria încheietură timp de câteva secunde.